Salut dragi prieteni, cu voi este Nicolae și în acest video vom vorbi despre următorul pattern în tranzacționare. Aceasta este o figură de întoarcere a trendului și vom discuta despre ea totul detaliat. Am să vă dau o explicație când se deschide în poziția, unde creăm stop loss-ul și tot așa mai departe. Și uite, aici avem acel pattern, dragi prieteni, și cum mă folosesc eu de ele. Unii deschid poziții și unii pun stop loss-ul. După cum vedeți, atunci când avem așa un trend descrescător, după care ajunge la o rezistență și prețul începe să crească, da? După care face iar o descreștere mică, deja când începe să străpungă, eu voi deschide aici o poziție. Am să vă arăt și pe grafic ca să fie totul mai detaliat. Cumpărarea va fi în această regiune, după cum vedeți, da? Stop loss-ul va fi mai jos. Și hai să vă explic și în TradingView. Da, vedem aici o rezistență puternică, da? Aici prețul, vedem de câte ori a ajuns aici, de două ori, da? S-a menținut pe poziție. Uitați-vă. Și avem aici așa situație. Unii dragi prieteni, cum voi proceda eu? Am văzut această descreștere, da? A prețului, dar dacă să luăm așa mai în general, vedem descreșterea acestui. Da? Descreșterea o vedem cu toții. După care se formează așa o creștere, iar o testare a acestui suport. Și, dragi prieteni, atunci când deja iar începe, vedeți, aici iar este un suport, când îl văd că începe să-l străpungă, eu voi proceda în felul următor. Uitați-vă. Aici, în această regiune, unde vedem această lumânare mare, da? Cum văd că prețul începe să străpungă, eu aici voi deschide o poziție. Stop loss-ul, dragi prieteni, îl voi lăsa în această regiune. Take profitul nostru, așa aici, 3, 9, să zicem, da? Uitați-vă, dragi prieteni. Chiar să luăm și 9%, da, dar se poate. Uitați-vă, stop loss-ul, aici va fi așa, un stop loss și take profit-ul. Vedem prețul cât de tare a crescut, da, și uitați-vă că chiar în acest moment vedem deja o întoarcere a trendului. Iarăși, e o figură care ne arată că prețul va descrește, da, am această... Despre acest pattern am la fel un video aparte, da? Dar uitați, dragi prieteni, următorul pattern, da? La fel se formează, cum se spune, capul și umerii, da? Următor, și uitați că așa iarăși a fost o poziție, se putea de deschis pe o vânzare și uitați-vă, da? Dar astăzi v-am vorbit despre acest pattern, însă se pot găsi foarte multe în tranzacționare. Trebuie pur și simplu de analizat și de deschis poziția corect și de setat stop loss-ul și take profit-ul corect. Cu voi a fost Nicolae, pe curând. Pa!